Bună ziua, stimați telespectatori. Bună ziua, stimată doamnă. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Noi ne vedem pentru a doua oară cu telespectatorii, poate unii dintre ei de mai multe ori dacă au venit la dumneavoastră la muzeu. Doamna Cristina Dinu, directorul acestui muzeu din ICEM Tulcea, care e un institut de cercetare ecomuzeal, dacă am reținut bine. Un loc mare, așezat în municipiul Tulcea. Spuneți dumneavoastră exact unde. Da, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării aparține, așa cum spuneați, Institutului de Cercetări Ecomuzeale Tulcea, care reunește toate instituțiile muzeale și obiectivele muzeale din județul Tulcea. Centrul este situat pe strada 14 Noiembrie numărul 1, aproape de alte două muzee, respectiv Muzeul de Etnografie și Artă Populară și Muzeul de Artă. Muzeul de Științele Naturii, ca instituție, a fost înființat în 1964. A funcționat inițial în actuala Casa Avramide, o clădire cu arhitectură deosebită, naționalizată, în care, prin viziunea și implicarea deosebită a primului director al Instituției Muzeale Tulcene, respectiv profesor dr. Gabriela Simion, s-au pus bazele Muzeului de Științele Naturii. De ce s-a dorit să se facă un Muzeu de Științele Naturii și de ce prima secție a fost de Științele Naturii și nu istorie sau etnografie? Deoarece județul Tulcea și Dobrogea, în special, se remarcă printr-un patrimoniu natural deosebit, prin varietatea și bogăția formelor de viață, prin diversitatea, frumusețea peisajelor. Să nu uităm că în județul Tulcea avem toate formele de relief. Și atunci niște oameni cu viziune și care au văzut potențialul turistic, dar nu numai turistic, că la acea vreme nu se punea accent foarte mare pe turism, ci mai mult pe educația poporului, dar și pentru din dorința de a conserva ceea ce natura ne oferea și ne punea la dispoziție, s-a făcut acest muzeu. A funcționat în această clădire până în 2008, când printr-un proiect accesat de către Consiliul Județean s-a făcut această clădire, nouă clădire. De ce a trebuit să ne mutăm de acolo? Pentru că acea clădire nu era adecvată pentru funcționarea unui acvariu, umiditatea lucrând foarte mult în defavoarea ei. Era o clădire, v-am spus, este o bijuterie de arhitectură și atunci destinația ei ar fi fost mult mai favorabilă unui muzeu de artă sau unui muzeu de istorie și s-a făcut acest proiect cu această clădire printr-un program de vecinătate România-Ucraina. A fost deschis în anul 2009 și de atunci putem spune și am și fost dați ca exemplu de model de bună practică în mai multe alte proiecte prin care am fost solicitați să prezentăm muzeul ca un model de bună practică. Ce înseamnă asta? Că după cei 5 ani cât am fost monitorizați și trebuia să îndeplinim acei indicatori de proiect, s-a dovedit că această investiție este profitabilă, dacă îmi permite să folosesc un termen din economie. Da, chiar este, da. Profitul nu numai financiar. Vizitatorilor a fost într-adevăr foarte mare la început, apoi acesta s-a stabilizat. Avem în medie, în ultimii ani, peste 70.000 de vizitatori. Anul trecut am avut aproape 88.000 de vizitatori. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, este foarte bine, având în vedere și populația Tulcei, care e undeva de la 70.000 de locuitori, și este în continuare obiectivul muzeal și obiectivul turistic cel mai vizitat din municipiul Tulcea,
Aș vrea să spun și din județ, dar cetatea Inisala s-ar putea să atragă ceva mai mulți. Este în urma noastră tot timpul. Bine, respectând proporțiile în sensul a ceea ce oferă fiecare și specificul fiecarei instituții muzeale. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la muzeul nostru. Dumneavoastră sunteți specialistul în floră. Da, floră și habitate. Floră și habitate. Peisaje protejate. Mihai Petrescu. Domnul Petrescu. Mă bucuram puțin mai înainte că avem un specialist cu care putem vorbi și despre ierburi. Pentru că așa copacii sunt mari de bine de rău, încercăm să-i înțelegem. Cu toate că cei din nordul Dobrogei sunt mai complicați, mai pitici, mai... Și sunt foarte multe specii, chiar și specii lemnoase. Aici a fost refugiul speciilor lemnoase în perioada glaciară, astfel încât diversitatea speciilor lemnoase este foarte mare în pădurile Dobrogei în comparație cu pădurile montane, care sunt mult mai simple. În spatele nostru avem câteva hărți care pentru unii sunt foarte importante, cum sunt eu, da? Pentru că ne arată cum credem noi că s-a dezvoltat în timp, câteva zeci de mii de ani, măcar, delta. Da, teoretic ar fi în ultimii 10.000 de ani aproximativ a început practic formarea deltei Dunării după la sfârșitul epocii glaciare, dar se pare că au fost făcute și alte cercetări sau sondaje, se pare că delta, au existat și alte delte înaintea actualei delte, deci în perioadele glaciare când nivelul mării era mai scăzut, au existat în spațiul deltei anumite zone, de exemplu, de câmpii aluviale, care aveau și ele, erau traversate de unele cursuri de apă și le putem considera delte anterioare. Dar important este să ne concentrăm asupra deltei actuale și aici vedem, practic, o imagine din această zonă. Vedeți, la începutul perioadei post-glaciare, când delta încă nu exista, delta actuală, doar un mare golf de formă triunghiulară, cu câteva insule preexistente, Stipoc, Ilia, Caraorman, Bisericuța Popina, toate acestea există și în prezent, însă unele sunt înglobate în masa unor sedimente nisipoase, Letea și Caraorman, de exemplu, nu mai au acest aspect pe care îl vedeți aici. Da, și atunci erau pe uscat, dar aveau o altă formă, deci erau niște insule mai mici, da. Care au fost apoi acoperite de sedimentele nisipoase. Și, practic, aspectul lor s-a schimbat. Avem aici o altă fază în care, practic, începe formarea deltei printr-un cordon inițial dintre capul Jibrian și insula Caraorman, care acționează ca un fel de baraj în spatele căruia încep să se acumuleze sedimentele aduse de fluviu. Asta seamănă cu bana de la Sulina. Da. Este la scară redusă. Putem vedea cum s-a format delta acolo, dacă mergem în Golful Musura. Putem vedea aici cum Dunărea avansează treptat dinspre Tulcea către actuala Sulină. Vedem într-o altă fază cum acest cordon de nisip tinde să se prelungească pe sub apele mării, urmând direcția curentului litoral din această zonă a Mării Negre, care are direcția nord-sud. Exact aceeași direcție o are și acest cordon de nisip. Sunt cele două cercuri. Da. Părții vestice și estice ale Mării Negre. Da, la noi are direcția nord-sud. Vedem cum are tendința de a se prelungi către sud și de a închide aceste golfuri, în care cel mai mare este golful Halmiris, numit astfel în epoca romană, Halmiris însemnând apă sărată. Deci asta denotă faptul că în perioada romană era încă deschis către mare. Putem vedea apoi o altă fază, numită faza Sulina, în care pe lângă acest braț Sfântul Gheorghe, primul format în istoria deltei, ia naștere și brațul Sulina cu o mică deltă secundară. Vedem cum el străpunge acest cordon de nisip. Practic aici se formează, sunt în fazele incipiente, Letea și Caraorman, gridurile nisipoase. Letea în nord și Caraorman da. În sud. Iar aici acest cordon închide complet Laguna Razim și Golovița. Este foarte important de subliniat că în această fază are loc înființarea coloniei antice grecești Histria, numită astfel pentru că se afla la gurile Istrului. Așa se numea Dunărea în antichitate, cel puțin în cursul inferior. Putem vedea aici
se formează, practic începe și formarea celui de-al treilea braț în istoria Deltei, chilia. Este important de reținut, poate pentru copii, dar și adulții poate savurează aceste legende care explică numele celor trei brațe. Brațul Sfântul Gheorghe se numește astfel pentru că aici Sfântul Gheorghe ar fi ucis un balaur, iar balaurul în agonie a lovit cu coada malurile și a format toate aceste meandre ale brațului Sfântul Gheorghe. Explicație fabuloasă a populației locale care a remarcat acest aspect geografic. Sulina se numește astfel pentru că aici la vărsare se afla Sulina sau Salinas, care însemna de fapt sărătura. Și în prezent, dacă mergem, vedem aceste sărături la 1000 de ani după ce acest cuib al piraților este menționat de către bizantini. Iar brațul Chilia are această denumire de la eroul antic mitologic Achille, Achille, Chilia. El ar fi fost înmormântat de mama sa, zeița Tetis, în insula Șerpilor. Deci cam aceasta este povestea acestor brațe. În Dobrogea există nenumărate povestiri și legende ale populației locale, oriunde există o formă ieșită din comun, un lac, marea, Dunărea, Munții Măcinului, toate au în spate o poveste care mărește farmecul acestor zone. Putem vedea aici aspectul actual al deltei Dunării, în care acest cordon de nisip pe care îl vedem aici s-a fragmentat și dinspre sud s-a ridicat un alt cordon de nisip care a închis treptat accesul, a făcut din ce în ce mai dificil până când a închis complet accesul corăbilor grecești și romane către cetatea Histria, care a ființat aproape 1000 de ani, dar din cauza acestui fenomen natural a fost în final părăsită. Merită subliniate și câteva aspecte referitoare la civilizațiile ce s-au succedat în această zonă, pentru că Dobrogea este cea mai importantă zonă din punct de vedere arheologic din România. Practic aici s-au succedat nenumărate civilizații, au fost nenumărate migrații dinspre sud, dinspre nord și au creat o sinteză originală și au lăsat chiar urme vii ale trecerilor, care sunt practic grupurile etnice din Dobrogea, care arată și în prezent că aici au trecut tătarii, că aici au fost turcii, că aici au venit rușii și așa mai departe. Începem cu prezentarea câtorva exponate, care practic sunt o invitație către Muzeul de Istorie și Arheologie din Parcul Monumentului, în Tulcea, ce deține un patrimoniu fabulos, inclusiv tezaure, care atrag foarte mult publicul. Putem vedea jos un exemplu de greutăți pentru năvodul de pescuit din Neolitic. Ele au aproximativ 6.000 de ani. Apoi avem ceramica în partea dreaptă, ceramica grecească de lux, era de import, nu era fabricată pe teritoriul Dobrogei și avea caracteristic acest firnis, acest lac negru. În partea stângă, ceramica aceasta de culoare roșiatică este de epocă romană. Este demn de subliniat în partea stângă, putem vedea cârligele de pescuit din bronz, aceasta ca să facem o legătură cu ceea ce veți vedea la acvariu. Una din principalele ocupații ale grecilor care s-au stabilit aici era pescuitul și în special pescuitul sturionilor. De altfel și emblema Histriei arată un vultur care prinde un delfin sau un sturion, după alte surse. Avem aici o hartă a așezărilor omenești în decursul istoriei în această zonă. Avem, începând din epoca paleolitică, anumite așezări în această zonă. Una foarte interesantă este chiar în delta, la Caraorman, care atestă faptul că la acea vreme acea așezare era probabil într-un golf al mării, pe o insulă. Pentru că acum peste 10.000 de ani, în paleolitic, delta nu era formată în aspectul său actual. Avem apoi din Neolitic vestigii mult mai numeroase. Dintre cele mai celebre este așezarea de la Taraschina, la Mila 23, unde au fost găsite nenumărate artefacte și alte aspecte care atestă faptul că aici ar fi fost un fel de grind mai înalt decât în prezent, pentru că toată platforma dobrogeană în prezent are o mișcare de coborâre. Scufundare lentă, subducție, subducție, ca să folosim un termen mai științific. Da. Și se pare că multe din aceste insule la acea vreme acum sunt înglobate în masa sedimentelor
nisipoase sau mâloase din această zonă. De altfel, mulți măcini coboară cam 4 cm pe an, da, arată geologii, ceea ce e foarte mult. Și așa nu sunt foarte înalți. Da, sigur, da. Avem apoi vestigii din epoca bronzului. Sunt foarte multe așezări. Cele mai caracteristice forme pentru epoca bronzului sunt tumuli. Acele movile care apar pretutindeni, sunt mii de tumuli în Dobrogea și care reprezintă morminte ale căpetenilor din epoca bronzului. Toate cartatele am văzut pe sistemul noastră de cartare de la Ministerul Culturii. Genial arată. Da. E de fapt un drum acesta pe care atâtea popoare l-au făcut în sus și în jos pe teritoriul dumneavoastră, cu mormintele aferente. Unele au trecut, altele s-au și stabilit în această zonă. Avem apoi din prima epocă a fierului, așezarea cea mai celebră este cea de la Babadag, după care urmează vestigiile getice. Cea mai celebră este așezarea de la Beștepe, chiar la poalele celor 5 dealuri. Asta și înseamnă limba turcă. Știu că aveți acum o săpătură acolo, aveți un... Da, colegii mei au... Arheologii. Avem apoi, din perioada grecească, aceste așezări care sunt în special în linia de, pe linia litoralului, pentru că grecii erau navigatori și de obicei nu se stabileau în interiorul Dobrogei. Se pare că prima așezare, de fapt prima localitate menționată într-un izvor antic de pe teritoriul României este aici, la noi, la Argamum, de lângă localitatea Jurilovca, și nu la Histria, așa cum se credea până în la Capodoloșman. Da, cel puțin aproape cu 50 de ani este mai veche decât Histria. Și aici se află și cel mai vechi mormânt al unei căpetenii din perioada aceasta a colonizării grecești, cel mai vechi mormânt din bazinul Mării Negre. Avem aici harta rezervației biosferei Delta Dunării, care este de fapt mai mare decât delta propriu-zisă, cuprinde o parte din lunca inundabilă a Dunării, partea rămasă în regim inundabil, liber inundabil, apoi avem delta propriu-zisă între cele trei brațe, complexul lagunar Razim-Sinoe și o parte din Marea Neagră până la adâncimea de 20 de metri. În această rezervație a biosferei avem 22 de zone strict protejate, le vedeți aici în culoarea roșie. Avem și câteva imagini din aceste zone. Sus este lacul unde cuibăresc pelicanii, Roșca Buhaiova. Apoi e vestita pădure Letea, care are o structură specială, nu este o pădure compactă, ci sunt fâșii de pădure care alternează cu dune de nisip, zone de semideșert. Pădurile se numesc hasmace sau hasmacuri. Este cuvânt ucrainean, nu? E turcesc? Da, așa da. Se pare că este turcesc. Iar aici, această frumoasă semilună, această insulă este, de fapt, arhipelagul Sahalin sau insulele Sahalin din Marea... Care a devenit aproape peninsulă acum. Acum e peninsulă, la vărsarea în Marea Bratului Sfântul Gheorghe. Aici vedem principalele colonii de păsări, distribuția lor. Cea mai importantă este cea de pelicani de la Roșca Buhaiova. Vedem pelicanii cuibărind pe plauri, adică pe insule plutitoare de stuf, iar jos cormoranii. În continuare avem ceva trasee turistice, cel mai folosit este acesta, din Tulcea, pe canalele acestea Șontea în special, se ajunge la Mila 23 și majoritatea se întorc în acea zonă sau merg pe brațul Sulina. Asta doar ca să dau un exemplu, sunt și alte trasee în această zonă. Puteți vedea și imagini din aceste zone. Am încercat la acest nivel al muzeului să prezentăm fauna deltei în mediul său natural. Dioramele sunt științifice, deci plantele pe care le vedeți nu sunt un simplu decor, ci sunt speciile care există în aceste habitate pe care am reușit să le conservăm, cu excepția nuferilor, care sunt de fapt butaforie. Avem prea multă apă în țesuturi. Începem prezentarea deltei cu pelicanii, care sunt practic simbolul rezervației biosferei Delta Dunării. Și pasărea cea mai mare de la noi. Da. Și una din cele mai mari din Europa, practic cu anvergura, aripile întinse, măsoară 3 metri. E o pasăre foarte mare. Putem vedea în dreapta pelicanul comun. El are un penaj alb, uneori cu nuanțe de roz. Gușa este de culoare gălbuie.
Este o pasăre sociabilă, practic o întâlnim în colonii foarte mari, de peste 3500 de perechi în colonia Roșca Buhaeva, cea mai mare din Europa. În această dioramă ce reprezintă delta fluvială putem vedea habitatul zăvoaie de salce de la Dunărea de Jos. Este un habitat protejat la nivel european. Uneori sălcile ajung de dimensiuni foarte mari, sunt sălcii chiar seculare. Ele în această dioramă practic mărginesc zona unui canal din delta. Este imaginea pe care o preferă turiștii ce vizitează delta, aceste tuneluri practic verzi ale sălcilor prin care se pătrunde în lumea mirifică a deltei Dunării. Aici putem vedea anumite specii de păsări, cum este lebăda, lebăda mută, așa numită lebăda mare, sau lebăda de vară. Este un oaspete de vară care este înlocuit de lebăda ce sosește din Scandinavia în timpul iernii și își petrece iarna în zona noastră. Sau lebăda mică. Da. Practic aici este o succesiune de oaspeți de vară, oaspeți de iarnă și păsări de pasaj, care nu cuibăresc în delta, doar trec în timpul migrației. Apoi avem cormoranii, sunt două specii, cormoranul mare și cormoranul mic. În timp ce cormoranul mare are populații foarte mari și nu este protejat, cormoranul mic este o specie protejată la nivel mondial. Peste 3 sferturi din populația mondială este la noi în delta Dunării. Deci o zonă vitală pentru această specie. Avem apoi diferite specii de stârci. Stârcii preferă apele de mică adâncime unde nu trebuie să înnoate. Practic au picioarele foarte lungi, nu au membrană între degete. Gâtul și ciocul sunt foarte lungi și preferă acest tip de habitat. Prezentăm în această dioramă partea de est a deltei, delta fluvio-maritimă, care este o operă mixtă a mării, care a ridicat dunele de nisip de la Letea și Caraorman și a fluviului, care a umplut practic zonele rămase libere cu sedimente fine. În această zonă predomină întinderile de stuf, chiar insulele plutitoare, zonele de plauri, dar caracteristice sunt aceste dune de nisip cu pădurile seculare Letea și Caraorman, care vedeți au un aspect de savană practic, iar speciile de aici și pădurile sunt luxuriante. Adică inclusiv liane. Da, deci în general se spune păduri tropicale, dar nu este corect, au doar un aspect tropical, nu sunt adevărate păduri tropicale, pentru că speciile sunt totuși specii de zonă temperată. Lianele, periploca greca, este adevărat că vin din zona mediteraneană. Avem în aceste păduri o faună diversă, în umbra pădurii, un mistreț, de exemplu, este urmărit de șacali. Șacalii sunt mamifere recent pătrunse pe teritoriul Dobrogei, după dispariția lupului. Ocupă, practic, nișa ecologică a lupului. Undeva în jur de 450 de ani, până acum chiar mai bine, da, de bine. Când am intrat. Tot se din Asia Minor. Totuși recent, adică la scară istorică, nu este o migrație. Avem apoi, la lumina zilei, putem vedea vulturul codalb, care este practic cea mai mare pasăre răpitoare din delta Dunării. Are peste 2 metri și jumătate cu aripile întinse. Este mai mică decât pelicanul, care are 3 metri, dar este cea mai mare pasăre răpitoare din delta. După care avem o gaie neagră. Pisica sălbatică este... Mai există încă sălbatică? Da, da, există, da? Încă, dar din păcate sunt foarte multe încrucișări cu pisica domestică și formele care există, practic, de multe ori nu sunt chiar cele reprezentative pentru această specie. Da, coada de la pisica sălbatică e mai scurtă. Mai scurtă și mai groasă. Și mai groasă, da. Sunt foarte pronunțate. La hibriz poate mai lungă deja, nu? Este mai lungă și subțire. Avem aici complexul lagunar Razim Sinoe. Practic, acestea sunt fostele golfuri ale Mării Negre, ce au fost închise cu un cordon de nisip litoral și în prezent au devenit lagune. În fundal putem vedea faleza calcaroasă a capului Doloșman, o peninsulă foarte spectaculoasă, unde se află și cea mai veche colonie grecească despre care am vorbit, Argamum sau Orgame.
În această dioramă am încercat să rădăm un segment din cordonul de la Portița, cordonul de nisip. Practic, pe acesta există speciile caracteristice de plante care sunt adaptate zonelor de nisipuri sărăturate, în special, de exemplu, căcina roșie, Tamarix ramosissima, apoi este o specie de pelin, Artemisia cerneviana și alte specii de varză de mare, de exemplu. Majoritatea sunt specii protejate pentru că acest habitat este numai în zona litorală. Avem apoi specii de faună caracteristice, cum ar fi pescărușul argintiu, pescărușul râzător, fluierarul cu picioare roșii și foarte rar avem pescărița mare, care vine de la Marea Caspică. În fundal, după dunele de nisip, există acea familie de câine noți, o vulpe și călifarul roșu, care este o specie foarte rară, vine tocmai din Mongolia, în mod natural, arealul său, și este considerat o pasăre sacră a mongolilor, având culoarea florii de lotus. În stânga sus o să putem vedea călifarul alb, care este ceva mai frecvent, dar totuși ambele specii sunt considerate strict protejate. Lopătarul este o pasăre foarte curioasă, cu acel cioc lățit în formă de lopată și are o mișcare a capului ca o pendulă atunci când își caută hrana. Mai este acolo și culicul mare, tot așa, cu un cioc foarte lung și ascuțit. La acest nivel al muzeului, după ce am văzut delta Dunării la parter, putem vedea o altă zonă foarte importantă din acest județ, Dobrogea, podișul Dobrogean, practic, unde avem două tipuri mari de peisaj, stepa dobrogeană și pădurea tipică pentru Dobrogea. Începem cu stepa, pentru că în trecut peste 90% din suprafața Dobrogei era acoperită de aceste pajiști, aproape tot timpul anului uscate, de culoare gălbuie, care au dat practic denumirea acestei zone de Dobrogea de aur, așa este cunoscută în literatură și în istorie. Putem vedea în această imagine podișul Casimcei, care este practic cea mai veche zonă din țară. Este mai veche și decât Munții Măcinului. În timp ce Munții Măcinului au aproximativ 350 de milioane de ani, podișul Casimcei are peste 500 de milioane de ani. Unii consideră chiar un miliard de ani. Unde sunt și cheile Dobrogei. Da, da. Deci aici vedem o imagine, dar nu este din cheile Dobrogei, este din partea de sud a județului nostru. O zonă cu șisturi verzi. Sunt rocile caracteristice pentru acest podiș, care au această vechime foarte mare și în care au fost găsite chiar fosile de acum peste 500 de milioane de ani. E vorba de cumva de zona din sudul Munților Măcin? Nu, este în sudul județului, zona Casimcea. A, către Casimcea. Da. În această zonă putem vedea foarte multe specii rare. Este important de subliniat. Lumea nu prea cunoaște și nu apreciază stepa, dar stepa este mai bogată în specii rare, cel puțin de plante, decât oricare habitat pe care l-ați văzut până acum. Speciile, sunt foarte multe specii protejate, așa numite specii listate în listele roșii. O să vă atrag atenția asupra unei specii care este ceva mai interesantă, dintre multele specii rare, spinul lui Hristos. Este un arbust foarte țepos, din care a fost făcută coroana de spina lui Iisus. El ajunge în mod natural din Israel până la noi în Dobrogea, dar nu trece mai departe către nord. Acum, trecând la faună, simbolul stepei este dropia. Este cea mai grea pasăre zburătoare din Europa, din lume, de fapt. Din păcate, este doar în sălile muzeului. Putem vedea un foarte frumos mascul de dropie. În restul Dobrogei, deci în natură, practic a dispărut. Doar în Câmpia de Vest, din câte am înțeles. La granița cu Ungaria, unde există populații de mii de exemplare de dropi. Apoi avem alte specii caracteristice, pasărea ogorului. Stepa este foarte importantă și pentru prigorii, pentru dumbrăvence, dar și pentru speciile de reptile. Aici e o mare concentrație, printre care putem cita șarpele rău, există și vipera vipera cu corn, care este balaurul dobrogean, să nu uităm, și broasca țestoasă dobrogeană, care e monument al naturii, și turiștii, publicul trebuie să știe că
Acestea, chiar dacă sunt foarte ușor de prins, nu trebuie niciodată luate acasă, pentru că nu trăiesc în captivitate, trebuie lăsate în habitatul lor natural. Ca și anumite tipuri de stepă, anumite tipuri de păduri din Dobrogea sunt unice în lume. Practic, combinația de specii există doar la noi, nordul Dobrogei în special, foarte rar și sudul Dobrogei. Putem vedea aici imagine dintr-un șleau dobrogean. Șleaul este o pădure mixtă, o pădure foarte bogată în specii de arbori, arbuști și ierburi. Predomină gorunii. În Dobrogea, gorunii sunt specii de stejar, înrudite cu stejarul. Apoi cărpinița, care este o specie de carpen sudic, moșdreanu, o specie de frasin sudic și așa mai departe. În această pădure avem faună de mari dimensiuni. Mistrețul ajunge la 300 de kilograme. El este urmărit de un lup în dioramă, dar ca și dropia a rămas doar în sălile muzeului lupul. Nu au reușit să aducă două, trei familii, cum promiteau la un moment dat? Ce știu eu, nu. El există în mod natural doar în sudul Dobrogei, aproape de granița cu Bulgaria. Tot în această pădure sunt specii de păsări strict adaptate mediului forestier, a arborilor, care sunt ciocănitorile, ciocănitoarea neagră și gheonoaia sură. Apoi avem o pasăre foarte interesantă, pe care majoritatea vizitatorilor nu observă, pentru că are exact culoarea și desenul scoarței de stejar. Este vorba de caprimul. Este o pasăre care practic toată ziua stă lipită de ramurile arborilor și numai noaptea pleacă în căutarea insectelor cu care se hrănește. Multe legende și despre caprimulg. Da. Avem apoi uliul, ariciul și jderul de piatră, care are o fel de potcoavă albă pe piept caracteristică, după care poate fi recunoscut. Ultima parte a expoziției de bază la acest nivel este Kerhanaua dobrogeană. Termenul de Kerhana înseamnă pescărie în limba turcă. Iar aici am încercat să arătăm ocupațiile tradiționale ale populației vestite pentru această îndeletnicire, pescuitul. E vorba de rușii lipoveni, pe care îi puteți vedea aici. Sunt manechine care încearcă să redea aspectul lor fizic. Și, de exemplu, aici acest lipovean călăfătuiește o barcă, adică o impermeabilizează cu câlți de cânepă pe care îi introduce între spândurile acestea care formează corpul bărcii, iar apoi totul este acoperit cu catran, cu smoală. În această zonă a pescăriei, datorită resturilor de pește, vin și numeroase păsări să se hrănească. Vedem acolo cormoranul mare, pescărelul mic, pescărelul albastru sau Ivan Pescaru, cum mai este numit, rața roșie, corcodelul pitic și rața cărăitoare, care este mică, dar are un aspect deosebit datorită penajului. Acolo putem vedea o setcă, ce era folosită la capturarea peștelui și unde peștele rămânea practic în apă până viu, până când era... până când pescarul venea să-l leagă de acolo, iar aici este un coș pentru pescuit în apa de mică adâncime. În continuare, am uitat să vă arăt cuibul acela de boicuș sau de... vedeți, este construit de către o pasăre foarte mică, din fibre vegetale și căptușit cu semințele de salce sau de ploc. Este acolo atârnat de creanga sălcii. În continuare este zona în care pescarii serveau masa, unde putem vedea resturi de pești, de raci, dar și ciulin de baltă. Este o specie, o plantă care crește în baltă, în delta Dunării și este comestibilă. Ele se fierbeau, aceste fructe, și apoi se despicau, o coajă destul de tare și se consumau foarte mult, chiar în perioadele de foamete. Când... E ca o stea, așa, nu? Da, cei din Constanța îi spun draci de mare. Așa, exact. Da, crezând că, lemnoși. Vine din mare, dar de fapt este o plantă de apă dulce care ajunge în apele mării. Pe curentul acela, da, nord-sud. Da, și apoi valurile o aduc la mare. Deci, iar e ziua bună, pentru că am ajuns la întuneric, ne-ați adus în Hrube să vă vedem acvariile și nu sunt puține la număr. Interesul meu este acela de a le prezenta oamenilor câte ceva din ceea ce nu văd.
nu pot să vadă, nu li se arată sau nu știu unde se uite. În apă sunt și pești, nu peste tot e adevărat. Aici aveți pești de apă dulce și de apă salmastră, adică sărată. Apă sărată. Vă rog. Da, lumea subacvatică este impresionantă și de cele mai multe ori este inaccesibilă pentru cea mai mare parte a oamenilor. De aceea, acvariile publice constituie un loc în care au posibilitatea să cunoască mai bine atât fauna subacvatică, dar să și învețe foarte multe lucruri. Și aici am în vedere activitățile educative pe care le desfășoară specialiștii în cadrul unui acvariu public, având posibilitatea să cunoască multe din morfologia și biologia, ecologia și comportamentul speciilor respective. În acvariul nostru am intenționat să prezentăm, în primul rând, ichtiofauna regăsită pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării. Desigur, numărul speciilor prezentate nu este foarte mare, atât din cauza numărului limitat de bazine pe care am putut să le amenajăm în acest spațiu, dar și pentru și din cauza faptului că multe specii sunt sensibile la oxigen, la cantitatea de oxigen și transportul acestora este dificil. Să nu uităm de asemenea că adaptarea la condiții de captivitate este de asemenea un alt obstacol pe care exemplarele respective trebuie să îl depășească. Am structurat expoziția în cadrul acvariului în două secțiuni, specii indigene, deci cele care se întâlnesc pe teritoriul Deltei Dunării, și specii exotice, întrucât publicul din România dorește să cunoască exemplare, specii de pești și de alte nevertebrate acvatice din alte tipuri de ecosisteme din lume. Iar publicul străin dorește să cunoască fauna României. Și atunci am încercat astfel încât să împăcăm cele două preferințe ale publicului vizitator, iar principalele criterii după care am expus speciile respective au fost cele legate de mediul de viață, respectiv dulcicol și marin, de modul de hrănire și de biologia lor. Specii care preferă ape curgătoare, specii care preferă ape stătătoare. Și am început cu speciile de pești care se întâlnesc în Dunăre și în brațele sale. Sunt în special speciile răpitoare, som, șalău, știucă, avatul, de asemenea biban. După care am continuat cu speciile migratoare, având în vedere că Dunărea este unul din afluenții pe care sturionii din bazinul Mării Negre îl folosesc pentru reproducere. De asemenea, sturionii constituie, aș putea spune, cele mai valoroase exemplare a colecției noastre de organisme acvatice vii. În bazinul, care de altfel este și cel mai mare, are capacitatea cea mai mare din acvariu, prezentând morunul, nisetrul, păstruga, cega și avem și un exemplar de sturion siberian care nu este din zonă, o donație din partea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Grigore Antipa din Constanța, obținut pe cale artificială.
De altfel, exemplarele pe care le prezentăm sunt atât sălbatice, capturate din Dunăre, cât și obținute prin reproducere artificială, cunoscut fiind că reproducerea artificială este o modalitate de a obține puiet de sturion și ulterior repopularea brațelor Dunării. O măsură, să spunem, ar fi eficientă dacă ulterior acest puiet nu ar fi pescuit. De asemenea, avem în colecție și specii care populează bălțile Deltei Dunării și aici fac referire în special la familia Ciprinide, una din cele mai mari familii de pești, atât din punct de vedere al numărului de specii, dar și al numărului de indivizi, unde prezentăm crapul, specia numărul 1 în ciprinicultură și în piscicultura românească în general, plătică, caras, văduviță, babușcă roșioară. Sunt exemplare capturate numai din mediul natural și fac o precizare că unul din obiectivele noastre a colectivului care lucrează în cadrul acestui acvariu este de a crea condiții de viață cât mai bune în ideea de a menține aceste exemplare o perioadă foarte lungă de timp. Și avem suficiente exemple de specii și exemplare care au fost aici din 2009, ca de exemplu somnul, exemplarul de somn, este deja din al 11-lea an la noi. Și se apropie de 2 metri lungime. Însă au fost 5 exemplare, din acestea 4 au fost redate în mediul natural și colegilor de la Constanța pentru micro-rezervația pe care o au în cadrul Complexului de Științele Naturii. De asemenea, cu sturionii care au populat acest acvariu, cei obținuți prin reproducere artificială, respectiv mărun, nisetru, au anul trecut și anul acesta, cei care au fost din 2011, le-am redat fermei piscicole de la Horia, care ne furnizase în 2009. Aceasta deoarece ating dimensiuni foarte mari și le este incomod într-un spațiu restrâns. Horia, există o crescătorie de sturioni? Da. Da. Și Isaccea este o stație de reproducere artificială pentru sturioni. Și în Bărăgan, la Movila Mirese, a apărut una de aproape 2 ani de zile. Da. Se pare că e o... V-am spus, reproducerea artificială este o soluție pentru salvarea acestor pești, pentru că problema sturionilor nu este din zilele noastre. Însuși marele savant Grigore Antipa a semnalat diverse probleme la aceste familii, această familie de pești, în sensul creării unor măsuri de protecție acestora, datorită produselor valoroase pe care ni le furnizează, respectiv icrele negre și carnea, care au un gust deosebit și sunt foarte căutate și foarte scumpe, în special icrele preparate sub formă de caviar. Pește din Marea Neagră? Pește din Marea Neagră am avut la începutul funcționării în acest nou spațiu. Exemplarele ne erau furnizate de către colegii noștri de la acvariul din Constanța, însă am avut o problemă pentru faptul că noi apa sărată aici o preparăm. Achiziționăm sare marină și o preparăm. Se pare că nu s-au putut adapta un timp foarte mult la această apă sărată preparată, având în vedere că la Constanța conducta de alimentare este direct în mare, deci trăiesc într-un mediu familiar
lor și propice creșterii și dezvoltării lor. Iar a doua problemă în ceea ce privește exemplarele din Marea Neagră a constituit transportul și capturarea. Pentru că sunt costuri foarte mari, sunt distanțe foarte mari și atunci am renunțat la pești din Marea Neagră. Nu a fost intenția noastră de a prezenta, pentru că de altfel acvariul din Tulcea s-a dorit a fi o replică la acvariul din Constanța. Acela prezenta fauna Mării Negre, da, cel din Tulcea prezenta fauna din Delta Dunării. Da. Da, Zora Salmastră. Dar pentru curiozitatea publicului și cum îi spune, apreciind disponibilitatea colegilor noștri din Constanța de a ne da câteva exemplare care au fost aclimatizate la ei, e drept, nu le-au luat direct din mare și ni le-au adus nouă, totuși am renunțat, prezentăm doar din fauna Deltei Dunării, iar cea de-a doua secțiune cu specii exotice, acolo prezentăm atât pești din ecosistemele acvatice dulcicole, tropicale și subtropicale, și din ecosisteme marine, respectiv recifele de coral. Aceste exemplare toate sunt, exceptând exoticii dulcicoli, cei marini sunt toți din mediul natural capturați. Nu am reușit să reproducem în mediul captiv de aici de la noi. Doar două specii au depus, atât, dar nu am obținut puișori. Pe lângă pești, în acvariile tropicale și de recif, publicul are posibilitatea de a vedea și o serie de organisme acvatice nevertebrate, printre care coralii. Noi avem o colecție de corali moi, nu sunt cei duri, care formează o structură de, de calcar. Însă sunt foarte spectaculoși și înfrumusețează aceste acvarii, dând impresia că sunt mici grădini subacvatice, dar ele nu sunt plante, ci sunt animale. Stimată domnul director, nu pot decât să vă mulțumesc că v-ați revenit din timpul dumneavoastră, din programul dumneavoastră, să ne arătați ce ați reușit să faceți de 11 ani în această clădire, nu? Da. Și de încă vreo 10 ani, dacă nu mai bine înainte, prin cercetarea la un institut unde ați lucrat, vreau să fii îngălățeancă. 15 ani. 15 ani. Vreau să fii îngălățeancă. Da? Și ați aterizat la gurile Dunării. Am fost forțată să aterizez, dacă îmi permiteți. Da, eram în căutarea unui loc de muncă și atunci, fiind și prin natura profesiei mele, fiind inginer piscicol, mi s-a părut interesant să lucrez în cadrul unui acvariu. Și ați prins rădăcini aici. Și recunosc că munca într-un muzeu, activitatea desfășurată într-un muzeu, atât cea de muzeologie cât și de cercetare, este foarte frumoasă, foarte interesantă și oferă o plajă largă de posibilități de a te informa și de a cunoaște patrimoniul unei zone. Nu pot încă o dată să vă mulțumesc și să vă rog să ne lăsați să filmăm locurile acestea deosebite pentru a arăta și altora să vă calce pragul. Cu mare drag și așteptăm pe vizitatorii noștri. Avem într-adevăr mulți vizitatori și din Brăila și din Galați, Constanța, din toată țara și chiar din toată lumea. Am avut vizitatori chiar și din Statele Unite, Canada, Japonia, noi Singapore. Noi construim poduri peste Dunăre și o să vină mult mai mulți. Îi așteptăm. Mulțumim mare foarte drag. Mult. Mai bine.